Ieri a fost o zi specială pentru locuitorii comunei Groșii Țibeșului. Cu mic cu mare, îmbrăcați în straie populare, emoționați, groșenii au participat la festivitățile prilejuite de inaugurarea Muzeului Satului, fără îndoială un muzeu al sufletului. Și, dacă mai era nevoie, toți cei prezenți, oficiali, oaspeți, au simțit pe pielea lor efectele binecunoscutei ospitalității a maramureșenilor. S-a inaugurat un muzeu al satului Groșii Țibeșului în Maramureș. Parcă așa cum nu se întâmplă în nicio altă parte, se păstrează tradiția, mai bine ca nicăieri. Eu cred că suntem obligați să facem acest lucru pentru că face parte din noi, pentru că este istoria Maramureșului și în contextul regionalizării și cei care gândesc la nivel de țară acest lucru, ar trebui să gândească în primul rând la ce a dat Maramureș. Ne aflăm într-un muzeu de suflet, într-o comună unde tradiția este la ea acasă. Nu facem altceva decât să arătăm cum suntem noi cu adevărat. Nu facem altceva decât să ne respectăm pe noi. Eu îl felicit pe domnul primar, îi felicit pe cei care au dus proiectul la finalizare pentru inițiativa pe care o au. Domnule primar, mai rar un primar lăudat și felicitat. Sper să nu fie cuvintele de laudă, să nu mă puie să mă mulțumesc cu atât. Țin la localitatea Groșii Țibeșului pentru că aici am sunt rădăcinile. Aici sunt mormântați bunicii și străbunicii mei, aici este familia mea și vreau să fac pentru acești locuitori de suflet de la poale muntelui Țibeș ceva să rămână marcat în România și în Uniunea Europeană. Suntem conștienți că nu putem să facem protecția naturii fără comunitățile locale, fără să punem în valoare și ceea ce au oamenii ca și cultură, ca și tradiții, ca și obiceiuri. Și așa s-a născut ideea de a renova acest muzeu. Am găsit binevoință din partea gazdei noastre, doamna Maria Benia, care ne-a permis să organizăm muzeul aici. Sperăm ca muzeul să se îmbogățească cu cât mai multe obiecte, cu cât mai multe donații din partea comunității. Și dorim să îl promovăm în cadrul unui concept, în cadrul unei destinații de ecoturism pe care ne-o dorim să o dezvoltăm la Groșii Țibeș. Fiind fiica satului, născută aici, vreau ca virgulă comuna noastră să fie și ea recunoscută așa cum este Maramureșul istoric sau Chioaru sau Sânmaru sau celelalte, Someșul, așa cum sunt recunoscute, să fie și comuna noastră din zona Lăpușului.